Dragi telespectatori, bine v-am găsit la o nouă ediție emisiunii Cuvânt pentru Suflet și la mulți ani! Suntem într-o perioadă frumoasă în care ne bucurăm de praznicul cel minunat și slăvit al nașterii Domnului, de bucuria, iată, botezului Domnului, o perioadă în care umanitatea își aduce aminte de darul cu D mare primit, și anume de pruncul Iisus născut în cetatea Betleemului. De aceea, dragi telespectatori, vă invităm să vorbim astăzi despre așteptarea pe care a avut-o umanitatea, despre răbdarea pe care a avut-o și despre răbdarea pe care și noi trebuie să o avem. Iată, răbdarea, una dintre virtuțile creștine pe care în zilele noastre am cam pierdut-o din vedere. Și ne bucurăm să-l avem alături de noi astăzi pe Părintele Răzvan Mare, de la parohia Adormirea Maicii Domnului din cartierul bucureștean Rahova. Părinte, bine ați venit la Cuvânt pentru Suflet și vă mulțumim că ați acceptat invitația noastră. La mulți ani! Doamne ajută, la mulți ani, și vă mulțumesc pentru invitație! Părinte, o temă frumoasă, sigur ne bucurăm cu toții în aceste zile de praznicul acesta minunat al nașterii Domnului, de praznicul minunat și slăvit al botezului Domnului. Este o perioadă a bucuriei până la urmă, în care ochii sufletului nostru privesc spre pruncul Iisus, cel care, iată, an de an se oferă în dar nouă. Și este o perioadă a bucuriei și postul întreg a fost, de fapt, o perioadă a bucuriei și a darurilor pe care le facem față de cei de lângă noi, a darurilor pe care le facem familiei, și darul cel mai frumos suntem chiar noi. Însă, iată, înainte de venirea Mântuitorului nostru Iisus Hristos, au trecut generații peste generații, au fost neamuri și neamuri care au așteptat venirea Mântuitorului nostru Iisus Hristos, încă de la protopărinții Adam și Eva până în momentul, iată, nașterii Mântuitorului Hristos în Betleemul Iudeii. De aceea, Părinte, cum a așteptat umanitatea venirea Mântuitorului Hristos? Ce fel de așteptare aveau și ce fel de răbdare aveau oamenii? Este foarte interesant, din această perspectivă, în această viziune a așteptării, eu cred că am putea sintetiza în câteva cuvinte prin rugăciunea, declarația, afirmația dreptului Simeon când l-a primit în brațe pe Mântuitorul la templu, când a fost dus Mântuitorul să fie închinat la templu, și dreptul Simeon cu prorocița Ana, de neamul lui Asher, stăteau la templu așteptând vederea Mesiei, vedere care fusese promisă chiar lui însuși personal. Și spune, acum slobozește pe robul tău, stăpâne, adică acum eliberează pe el de această purtare a așteptării. Este o sarcină pe care și-a asumat-o ca o formă de mângâiere. Acum slobozește pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău în pace. Că mântuirea, cu alte cuvinte, a răsărit până la margine tuturor popoarelor. Cam așa am putea sintetiza în câteva cuvinte această, spunem noi, declarație, afirmație, rugăciune a dreptului Simeon, pe care de altminter noi o folosim în botez, în rânduială, în ritualul nostru bisericesc, în momentul în care copilul este adus la 40 de zile să fie îmbisericit, copilul este îmbisericit. De fapt, așteptarea de care vorbiți este o așteptare dureroasă. Pentru că spune Scriptura că întreaga natură aștepta suspinând. De ce aștepta suspinând? Pentru că, făcând un recurs acum la referatul biblic al creației, observăm că Dumnezeu tot ceea ce a creat, a creat bine. Lucru care ni se reconfirmă zi după zi, etapă după etapă, zilele creației, bineînțeles despre acelea vorbim, când spune că și-a fost seară și-a fost dimineață. Înainte de aceasta, marchează acest final de creație, spunând, de etapa creației, spunând, și-a văzut Dumnezeu că este bine. Acest bine raportat la creație nu înseamnă că Dumnezeu face o recepție să vadă dacă a făcut el bine sau nu, ci ca să arată omului
știindu-i slăbiciunea de mai târziu, știindu-i neputința lui, ca să arate că întreaga creație este bine creată, este bine structurată. Și ceea ce îi se predă lui în administrare, am putea să spunem noi cu vorbele noastre de astăzi, este ceva bun, pentru că este creat de Dumnezeu. Omul însă, distanțându-se de Dumnezeu, prin păcat, pierzând această legătură intimă pe care avea cu Dumnezeu încă de la creație, atunci tot ceea ce avea el pus în stăpânire s-a distanțat de Dumnezeu. Este o formă de lamentație aici când spune că și întreaga natură suspina așteptând Mesia, venirea lui Mesia. Este o lamentație în sensul de durere a căderii omului. Vine să arate neputința omului de a se ridica, de a reveni la starea pe care o avea înainte. De fapt, omul ce face? Mă distanțez puțin de subiect, dar are legătură cu principiul așteptării în această formă a nașterii Domnului. Pentru că omul, distanțându-se de Dumnezeu, el a căzut într-o ceea ce literatura patristică denumește a fi moarte sufletească. Și atunci omul distanțându-se de Dumnezeu nu avea cum să își mai recapete fericirea bunăoară pe care o avea în starea edenică. Este această nostalgie a omului după fericirea cea dintâi, nostalgie pe care o prezintă foarte frumos Nichifor Crainic în lucrarea așa excepțională. Această așteptare a omului de a se reîntoarce la Dumnezeu este o așteptare care se reverberează în întreaga creație. Pentru că totul se pervertește, totul se resemantizează, adică ceea ce Dumnezeu a creat bun dintr-un început, omul prin cădere a tras cu sine toate acestea. Și atunci s-a produs o formă de declic în relația lui cu natura, în relația lui cu creația. Declic pe care astăzi încă îl vedem, că omul nu că nu e în stare, că astăzi ar putea să-l depășească. Hristos i-a dat puterea să o facă, dar se pare că nici nu prea vrea. Sau se complace în această situație, pentru că omul este pus în relație cu creația să o administreze în sensul bun al cuvântului, să-i poarte de grijă. E bine, întorcându-mă la ideea de așteptare din Vechiul Testament, ideea de așteptare în ceea ce privește venirea Mântuitorului, vedem că și drepții Vechiului Testament aveau această idee și această speranță a unui eliberator din punct de vedere spiritual. Ei vedeau și proroceau în sens duhovnicește, însă omul, repet, având această cădere, el poate, omul de la vremea respectivă, nefiind adumbrit de Harul Sfântului Duh, nu vedea dincolo de granițele acestea ale lumii văzute. Ei bine, așteptarea aceasta este o formă de suspin, cum am spus. Dar, pentru că așteptarea, dacă vreți și din punct de vedere etimologic, lingvistic, înseamnă o formă de suportabilitate. Este o formă de speranță, de nădejde. Lucru care se asimilează în concordanță cu răbdarea. Nu putem vorbi de o așteptare eliminând principiul răbdării. Vedeți, Dumnezeu, prin tot ceea ce a creat, n-a creat pe repede înainte. Cum este omul în general, ispitit să creeze, să facă la rândul lui. Dumnezeu, când a creat, a creat lucrurile în etapa lor, în această formă a răbdării și a dragostei. Ceea ce și Dumnezeu cere de la om. Răbdarea lui Dumnezeu este proverbială pentru noi. Când spune și Mântuitorul Iisus Hristos, de câte ori să iertăm celui de lângă noi? De 70 de ori câte 7.
nu facem calcule și formule aritmetice, ci Mântuitorul vrea să arate ideea de desăvârșire și de iertare continuă. O iertare care să se bazeze pe această formă așteptării și a răbdării fratelui care se va întoarce la tine. Și atunci, pentru că vorbim despre această răbdare în concordanță cu așteptare, vedem că venirea Mântuitorului în lume este momentul culminant al împlinirii făgăduinței. Și gândindu-ne la acest lucru, omul distanțându-se de Dumnezeu atât de mult încât nimeni nu a sesizat semnele nașterii Mântuitorului. Nici chiar oamenii Vechiului Testament care se ocupau cu studiul acestuia nu au înțeles care sunt semnele și că de fapt Mesia Hristos s-a născut dintr-o fecioară, dintr-o pururea fecioară și s-a născut într-o iesle, într-o încăpere sărăcăcioasă din Betleemul Iudeii, așa cum fusese el prorocit în Vechiul Testament. Prorociile mesianice referitoare la Mântuitorul Iisus Hristos arată nu numai atât nașterea sa în Betleem, cât și pătimirile sale, moartea și învierea sa. De aceea, în acest sens, așteptarea din perspectiva unui proroc al Vechiului Testament este cu atât mai covârșitoare, cu cât lui ei s-a descoperit prin revelație divină anumite etape și aspecte din economia lui Dumnezeu referitoare la mântuirea neamului omenesc. Și acum stăm ca oameni și gândim ce bucurie putea să aibă acești oameni, revelați fiind de harul Duhului Sfânt, ca să cunoască aceste etape și aceste momente importante din istoria mântuirii, cum ar fi bunăoară nașterea Mântuitorului Iisus Hristos. Noi vorbim despre nașterea Mântuitorului, pe românește noi spunem Crăciunul la români, ca un praznic al bucuriei. E un praznic al împlinirii. Însă ceea ce noi trebuie să înțelegem, că această bucurie și împlinire nu este una materială, nu este una doar formală, nu este una care să aibă această vizibilitate cu ochii trupești, ci ea vine să reconfigureze la tine, în gândirea ta și în sufletul tău, această întindere a ta către Dumnezeu. Să te bucuri că a venit Crăciunul, dar ce ai făcut până la Crăciun? Că vorbim de așteptare. Cum întâmpini tu pe pruncul din iesla Betleemului, tu care ești depărtat de Hristos? Eu nu înțeleg forma aceasta de bucurie a omului care nu se roagă, nu postește, e indiferent la chemarea lui Hristos prin Sfintele Taine, dar se bucură de Crăciun. E interesant această perspectivă, să spunem așa, această viziune secularizantă a omului de astăzi. Cum poți să te bucuri de darul lui Dumnezeu atâta timp cât tu nu-L cunoști pe Dumnezeu? Dar vrei să te bucuri. E lucru foarte bun. Este, să spunem așa, este prima etapă, este dorința. Foarte bine că te bucuri. Dar ia seama că această bucurie nu rezidă numai în întâlnirea cu prietenii, cu familia și în masa bogată pe care o pui de Crăciun. Acestea sunt niște daruri pe care Dumnezeu ți le dă. Și apropo de masa de Crăciun, să știți că un sfânt părinte spunea în felul următor: de ce să te bucuri de fiecare masă pe care o iei? Pentru că ceea ce îi găsești în farfurie este scrisoarea de dragoste a lui Dumnezeu pentru tine. Ce frumos! Și masa de Crăciun asta este. Este o formă de mângâiere a lui Dumnezeu către tine. Iar tu, din ceea ce ai, dă și celuilalt. Pentru că Dumnezeu nu ți-a dat ție să mănânci cu două guri
sau să faci risipă, pentru că avem și această ispită. Exact. Rămâne multă mâncare, exact, și în loc să o ducem poate la o familie care nu are ce pune pe masă, exact, o aruncăm. Știți, eu cunosc câteva cazuri, și bineînțeles, nu sunt câteva, cunosc persoane care înainte de masă de Crăciun și de Sfintele Paști dau din masa lor, din ce au acolo, în dimineața aceea, în ziua aceea, dau de pomană vecinului, prietenului care știu că nu are. Și întrebat fiind de cineva, ei, dai de Crăciun așa ceva, cum? Și zice, mai întâi să mănânce Hristos și apoi eu. E foarte interesantă gândirea asta a creștinului care cu adevărat se bucură de venirea Mântuitorului. Cel care a postit, cel care s-a rugat. Și atenție, nu vorbesc de cei care sunt bolnavi și neputincioși, că boala e o formă de post. Să nu se auto-invinueze că ei nu pot să țin post. Nu, boala e un post al lor. Se pot bucura și ei. În suferința lor, Hristos, Dumnezeu le vede și bucuria și râvna lor. Ei bine, bucuria aceasta e drept că a devenit o formă comercială îmbrăcat la om. Că omul întotdeauna are această tendință de a încerca să nu să se adapteze el după lucrarea lui Dumnezeu, ci el să adapteze lucrarea lui Dumnezeu după dorințele lui egoiste. Și eu exact, după dorințe egoiste, și mai nou eu aș spune în ziua de astăzi, după forma aceasta de comoditate excesivă. Și atunci resemantizăm. Este o greșeală a societății din ziua de astăzi. Și nu numai. Dar acum văd noi, cei care locuim aici, trăim în aceste vremuri, vedem această tendință omului de a resemantiza, de a redefini ceea ce Dumnezeu a făcut bună oară dintr-un început și lucru bun a făcut. Parcă nu ne mai place cum am primit de la străbunii noștri, parcă nu ne mai place, vrem ceva înnoit, vrem ceva refăcut. Că să înnoiești este lucru bun. Că lucrurile, lumea aceasta are forma ei de dinamism. Progresul este vizibil și este bun, e de la Dumnezeu, această formă de progres a lumii. Dar vedem că anumite lucruri, spre exemplu, au această formă de condensare statică. Cum ar fi? Iubirea față de părinți, iubirea față de Dumnezeu, credința în Dumnezeu, credința în lucrarea sa, credința în venirea Mântuitorului Iisus Hristos, toate acestea au o formă concentrată și acestea nu au cum să se mai dezvolte. Ele sunt destul de dezvoltate dintr-un început. Tu poți, spre exemplu, să le faci viabile. E cu totul altceva. Și atunci, când ne întoarcem la acest principiu al așteptării și al răbdării, așteptarea este forma prin care omul îi răspunde lui Dumnezeu la lucrarea de mântuire. Este bună oară, este arhicunoscut răspunsul părintelui Arhimandrit Cleopa Ilie, ce ne trebuie pentru mântuire, răbdare, dânsul având această regionalisme din Moldova, vorbea răbdare. Și răbdare, adică ce înseamnă răbdare? Răbdarea înseamnă ascultare, că lucrurile sunt foarte fine, există o graniță foarte fină între răbdare și ascultare. Practic, ce înseamnă să faci răbdare? Să asculți și să faci ascultare de glasul lui Dumnezeu care grăiește prin tine, prin duhovnicul tău, prin Sfânta Biserică și prin Sfinții Părinți. Bineînțeles, Sfânta Scriptură este aceea care ne relevă, nu? Ne relevă pe Dumnezeu. E bine, răbdarea în sensul ascultării, aceasta o asemănăm în Vechiul Testament ca o formă de așteptare și ca o formă de ascultare față de făgăduința lui Dumnezeu. Știți, noi vorbim acum despre împlinirea făgăduinței prin nașterea Mântuitorului. Vorbim de bucurie. Și vorbim și anul ăsta, vorbim și la anul
am vorbit și anul trecut. Și este un lucru foarte interesant. În fiecare post și noi suntem într-o așteptare a praznicului. Exact. Însă și postul ne face să fim într-o așteptare. Parcă cu cât ne apropiem de sărbătoare, cu atât abia așteptăm și auzim pe copii și noi, sigur, la fel ca și ei, spunem, abia aștept să vină Crăciunul, abia aștept să vină Paștele, abia aștept să vină sărbătoarea, abia aștept să vină bucuria până la Vedeți, urmă. Vedeți, aici este partea de finală a așteptării, este întotdeauna teribil de greu de purtat. În orice direcție ai lua-o, că aștepți pe cineva la gară, că aștepți să-ți dau un răspuns la un examen, că aștepți sărbătoarea nașterii Mântuitorului, așteptându-le cu bucurie și cu credință, e greu de purtat pe final. Ei, aici vedeți, Dumnezeu ne-a îngăduit să ne împărtășim de această bucurie, de această bucurie a înaintea bucuriei. Este o bucurie înainte mergătoare, care... Antecamera bucuriei. Exact, exact. Și vreau să fac aici o mică paranteză. Marele nostru scriitor, Fănuș Neagu, spunea că pentru el pregătirile și zilele înainte de Crăciun și de Paști, Sfintele Paști, erau covârșitoare. Spunea că nimic nu avea gust mai bun decât acelea atunci. Și... vedeți și freamătul ăsta pe care îl vedem în societate, că este un freamăt lumesc, că este un freamăt... Știți, freamătul este pe mai multe direcții. Sunt persoane care pe ultima sută de metri vin să se spovedească, să se împărtășească. Vin persoane care vor sfeștanii, vin persoane care aleargă prin magazine după cumpărături, după cadouri, după hrană și așa mai departe. Există un freamăt pe toate planurile, dacă vreți. Și noi în biserică nu facem curat, parcă facem cu mai mult elan și pregătim biserica și împodobim și facem bradul ca o formă. Pregătim cadourile pentru copii. Exact. Este un freamăt al lumii, freamătul lumii care așteaptă, așteaptă, așteaptă. Și știți, acest freamăt nu-l găsiți atât de condensat în nicio altă sărbătoare ca la Crăciun. Dacă ați observat că la Sfintele Paști este un freamăt, de un freamăt mai tainic. O apăsare. Da. Creștinul se freamătă, dar are o cuvință din aceea copleșitoare. El se freamătă în taină, că știe că Hristos a murit, a suferit pentru el și a doua zi va învia. Noaptea, la slujbă, merge și ia lumină de la Părintele. Și el așteaptă această explozie de bucurie. Pentru el e explozie. Lumea în biserică plânge când cântă Hristos a înviat. Că este o bucurie, o explozie care vine din implozie, din interiorul omului vine, înțelegeți? E, la Crăciun este una vizibilă, condensată și, cum să vă spun, este una care este mult mai zgomotoasă puțin, pentru că este forma aceasta de care capacitează dorința omului de a se împărtăși de bucuria nașterii Mântuitorului. Dar noi vorbim de bucurie acum și să ne gândim prin ce a trecut Maica Domnului când lumea a alungat-o. Și încă o mai alungă. Și încă o mai alungă. Știți, dacă acum ar bate la ușa ta o femeie însărcinată, pe stradă, n-are unde să nască, ai primi-o? Hai spune că e om al străzii, du-te la spital, vezi-ți de treaba ta, cine știe ce... Ia un bănuț, du-te și ia un taxi și... Dar du-te tu cu ea la spital, poartă tu de grijă. Sau ai primi-o? Implică-te. Este o întrebare care... Macină și nu cum am pus-o noi acum, asta macină pe toată lumea. Știți că există un filmuleț tare interesant în care o creștină mergând la biserică îi se spune că Hristos va poposi la ea la masă și pune merinde bogate că vine Dumnezeu la ea și se bucură și având această credință. De trei ori au venit trei persoane pe care noi le-am asimilat undeva
în făcând aceasta prin convențiile sociale ale omului care sunt așa cum sunt, a venit un bețiv că vrea să mănânce, l-a alungat. A venit o femeie că năștea și a alungat-o. Și a mai venit altcineva, iarăși un sărac, și a zis, o, ai daruri bogate, dă-mi și mie să mănânc ele. Du-te de aici, că nu-s pentru tine, tu ești un nimeni, e pentru Dumnezeu. Și Hristos îi se arată după aceea în vii și îi spune, păi de trei ori am venit la tine și nu m-ai primit. Asta e forma prin care tu îl poți primi pe Dumnezeu. Gândește-te... Nejudecând și ajutând pe cel în nevoie. Exact. Știți că și acum că ați spus de judecată, noi pe cei care nu au răbdare și nu poartă suficient de bine această povară așteptării, uneori îi judecăm. Una este să constați și alta este să judeci pe persoană. Ia seama, dacă poți să-l mântui, judecă-l. Niciun păcat din lumea nu e mai mare ca judecata. Pentru că te-ai substituit locului lui Dumnezeu pe tronul slavei. Tu ești cel care judeci atunci. Ești atât de curat și de bun. Mântuitorul niciodată nu a stimulat ideea de judecată. Și știm foarte bine, când a venit la el cu acea femeie păcătoasă, Mântuitorul stătea cu degetul în țărână. Ce făcea? Sfinții Părinți spun că atunci scria păcatele celor care aruncau cu piatra, care vreau să arunce cu piatra. Și le scria păcatele. Și Mântuitorul spune, da, cine e fără de păcat să o facă. Adică este o mustrare a conștiinței, ia seama ce faci, că judecata întotdeauna produce la rândul ei acest prejudiciu interior sufletesc al tău. Și întorcându-ne în final la principiul acesta al așteptării, așteptarea particularizează această formă de lucrare a credinței. Nu poți să vorbești de așteptarea nașterii Mântuitorului fără să-L trăiești pe Mântuitorul Iisus Hristos. Lumea uneori confundă lucrurile și încearcă să tragă foloase materiale cam din ceea ce Dumnezeu a, să se spunem așa, că a pus deoparte pentru sufletul tău, omule. Și tu în loc să-ți acumulezi cele duhovnicești, nu faci altceva decât să te pierzi în niște hățișuri din acestea de-a dreptul delirante ale unei societăți secularizate. Să ne ajute Bunul Dumnezeu, Părinte, ca și noi în fiecare zi să avem această lumină pe care o primim de la Dumnezeu, să avem această putere de a-L aștepta pe Dumnezeu cu răbdare, de a aștepta lucrarea Lui mântuitoare din viața noastră și întotdeauna de a avea puterea de a nu-I judeca pe cei de lângă noi. Din păcate am ajuns la finalul ediției de astăzi a emisiunii noastre. Vă mulțumim tare mult că ați acceptat invitația noastră. Vă urăm și noi la mulți ani și rugăm pe Bunul Dumnezeu să ne ajute pe fiecare în parte ca în fiecare an să ne bucurăm cu toții de nașterea Domnului, să avem puterea de a-L aștepta și invităm și pe telespectatorii care ne urmăresc în continuare în aceste zile să se bucure de frumoasele colinde care ne mângâie sufletele. Părinte, vă mulțumim că ați acceptat invitația noastră la mulți ani și sperăm să ne vedem cu bine și în anul care va veni un an mai bun. Vă mulțumesc frumos, sărbuna Părinte, mulțumesc pentru invitație și nașterea Domnului să fie cu pace și bucurie care să reverse peste noi toți, nu numai acum de Sfintele Sărbători, ci și în anul în care vom intra. Mulțumim tare mult! Dragi telespectatori și dumneavoastră, vă mulțumim pentru atenția acordată și așteptăm în continuare mesajele dumneavoastră la adresa afișată pe ecran. Până data viitoare, vă invităm să rămâneți alături de programele televiziunii Trinitas a Patriarhiei Române. Pe curând și la mulți ani!